Pacea Domnului Iisus Hristos și bună dimineața, bună ziua, bună seara, care unde sunteți, pe pământul acesta vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Praise the Lord and good morning, good afternoon, good evening, whatever you are and whatever you're doing on this planet, we bless you in the name of our Lord Jesus Christ. We welcome you this Saturday fellowship and welcome all of you that are here with us, that we see and we cannot see. And all of you that are starting to see us live, or all of you that are going to see this video afterwards, Facebook, YouTube, may the Lord bless you all. Vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos pe toți care sunteți aici cu noi, cei care se văd, cei care nu se văd, și de asemenea vă binecuvântăm pe toți care începeți să ne urmăriți live, fie pe Facebook sau YouTube. Nu dorim doar să ne urmăriți, ci să rămâneți cu noi la părtășie, să ne rugăm împreună și fie și în ziua de astăzi un altar închinat în cinstea Domnului. Amin. Pașuraj. Slăviți să fie Domnul. Welcome to here, all of you, to join us and watching us live. Da, și la fel și pastor Raj vă spune bun venit tuturor care sunteți aici și cei care ne urmăriți pe live. Now when you're watching us, you can share this live video on other groups, another platform. Și ca de obicei, vă rugăm de cei care sunteți și ne găsiți, mai distribuiți într-o parte, într-un alt grup, alte platforme, Domnul să vă binecuvânteze. And if anyone there send you messages, I'm a pastor Raj and I'm going through some problem. Please don't trust on them. And if you have any kind of questions you want, you can communicate to Sister Olteag and another member of the team. Și ca de obicei, același anunțul, vă rugăm, dacă priviți mesaje de la fel de fel de persoane, cerând bani, ajutoare, fel de lucruri, sau chiar căutând să ne impersoneze pe pastorul Raj sau oricare dintre noi, vă rog, nu vă încredeți în ei. Dacă este cineva care dorește să participe și să fie o mână de ajutor pentru lucrarea din India locală, vă rog, lăsați-ne să știm, oricare ne vedeți, că suntem împreună la părtășie. This is the Saturday Fellowship and welcome to here. Da, și vă binecuvântăm și vă spunem bun venit la această părtășie sâmbătă. Let's close our eyes and shall pray. Și ne închidem ochii și începem cu o rugăciune. Heavenly Father, we worship, praise and glorify your name. Da, Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta, te lăudăm și glorificăm numele Tău, Doamne. Father, I surrender for ourselves and each and every person they are watching us and they are still with us in this live video here. Și Tată, mă încredințez pe mine însumi, Doamne, și fiecare dintre frații și surorile care sunt aici cu noi și cei care sunt live, Doamne, ne încredințăm în brațele Tale, Doamne. Lord, you give each and everyone strength and power. Și te rugăm să ne dăruiești fiecăruia tărie și putere, Doamne. And you use us for your kingdom. Și să ne folosești pentru împărăția Ta. Especially, Lord, we pray for Sister Olteag, you give her strength and power, wisdom. And anointing the Lord. Și în mod special, Doamne, mă rog și pentru mine și te rugăm, Doamne, să-mi dai putere, tărie, să-mi dai înțelepciune, Doamne, ca în toate să pot să știu să traduc-o, Doamne. Thank you, Lord, for this is your promise, two or three gathering with your name. And your presence with them, Lord, we are believing in your name, we are believing you are with us in this time. Și să mulțumim, Tată, pentru promisiunea Ta, Doamne, căci acolo ne sunt doi sau trei adunați în numele Tău. Tu ești prezent acolo, Doamne, și noi ne credem în această promisiune a Ta, Doamne, și să mulțumim că ești cu noi. Amin. Through the songs and the poem and the word of God, we give glory and honor to you, Lord. Prin cântare, prin poezii, prin cuvânt și tot ce se face, vrem să-ți dăm glorie și onoare doar Ție, Doamne. In Jesus' precious name we pray. Amen. Și în numele prețios al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. Now the Sister Olteag, you can lead, please. Și ca de obicei mă lasă pe mine să-mi pronunț numele celor care vor sluji și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin. Vom lăuda pe Domnul prin câteva cântări, poezii, ceea ce Domnul a pus pe inima fiecărora și apoi vom asculta și mesaj și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Pentru început, sora Lucreția va lăuda pe Domnul,
apoi fratele Valentin, fratele Beniamin o poezie, fratele Vasile, credem o cântare sau ce ce Domnul a pus pe inimă, și apoi vom mai anunța cu ajutorul Domnului. Amin, amin. Preamărit să fie Domnul Dumnezeul nostru și în ziua de azi. Trăirea prin credință aduce biruință, cu Domnul frate postedea minun. E vremea încercării, dar Domnul în durării nu-i părăsește pe a lui copii. Să nu vă temeți, căci Domnul va veghea, din brațul lui belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Sunt clipe de încercare, că mulți din adunare și-au părăsit încrederea în Iisus. Cum de-ați uitat voi oare de-a sa putere mare, când prin pustiu poporul l-a condus? Să nu vă temeți, căci Domnul va veia, din brațul lui belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. La fel ca pe Ilie, poporul tot să știe, ne va hrăni al nostru Dumnezeu. Iar văduva și orfanul, străinul și sărmanul, să se încreadă în brațul tău mereu. Să nu vă temeți, căci Domnul va veghea, prin brațul lui belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Fiți plini de bucurie, aduceți mulțumire și binecuvântați numele Său. Căci Domnul se îngrijește de cel ce îl slujește și îl scapă din cazul cel mai greu. Să nu vă temeți, căci Domnul va veghea, din brațul lui belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Să nu vă temeți, căci Domnul va veghea, din brațul lui belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Amin.
binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus. Domnul Iisus, să o binecuvânteze, să o lucreze. Chiar dacă am fi să îndur din greu dureri și lacrimi și suspine, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu răpit și noapte dus de mâini haine, oricât închis și chinuit, să nu pot să mă las de tine. Nu mă las de tine, zdrobit și torturat de-aș fi. Până la sfârșit voi spune, eu nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să mi se ia tot ce-am avut pe lângă mine, sărac și gol de-aș rămânea, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să zac plământ, bolnav uitat la uși tăine, lovit și alungat pișcând, să nu pot să mă las de tine. Nu mă las de tine, drobit și torturat de-aș fi. Până la sfârșit voi spune, eu nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi cei dragi ai mei răpiți și duși de lângă mine, zdrobit de dorul după ei, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă aș fi să știu să mor, departe dus în zări străine, tânjind de-al casei mele dor, să pot să mă las de tine. Nu mă las de tine, zdrobit și torturat de-aș fi. Până la sfârșit voi spune, eu nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu ucis de cei cu mâini de sânge pline, până la sfârșit să spun deschis,
că nu pot să mă las de tine. Iar pentru toate acestea, tot ce-mi doresc eu de la tine e ca să văd atunci, Iisus, că tu nu te lași de mine, nu mă las de tine, zdrobit și torturat de-aș fi. Până la sfârșit voi spune, eu nu pot să mă las de tine. Amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul, să nu pot să mă las de tine. Help me, Lord, so I'll never can let go of you. That's the message, primary message of the song. Slăvit să fie Domnul, vom mai continua cu ajutorul Domnului și bun venit tuturor celor și ați venit un pic mai târziu. Domnul să vă binecuvânteze. Fratele Beniamin, o poezie, Domnul să-l binecuvânteze. Și apoi fratele Vasile. Domnul să fie lăudat. Mi-e dor. Camera? O să pui și camera, te rog? Sigur. Domnul fie lăudat. Mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor de o adunare sfântă, mi-e dor de oastea din trecut, când părtășiile frumoase n-aveau sfârșit, doar început, când rugăciunea era lungă, dar nimeni nu se plictisea, cântările scăldate în lacrimi, cu mic, cu mare le cânta, cei ce mărturisea cuvântul aveau și o viață de model, nu predicau de ce fac alții, ci întâi se predica pe el. În tinerii din adunare vedeai un falnic viitor, smerenie și ascultare, ei semănau în urma lor. Da, astăzi veacul cel din urmă se pare că-l trăim și noi. Nimic din ce era odată n-o să se întoarcă înapoi. Copiii astăzi nu ascultă, soți cu soții nu se iubesc, frați cu surori pe o moștenire, de ani întregi se dușmănesc, și așteptăm ca în adunare să se coboare Duhul Sfânt. Vrem îngâiere din cântare și vrem putere în cuvânt. Din ochi de mult nu mai curg lacrimi, din piept fiori mai trăim, iar inima e prea de piatră pe cineva să mai iubim. În adunare toți par îngeri cu duh ascuns măgulitor, dar când te uiți la fapt în viață, vezi doar noroi în urma lor. Dar nu uitați ce Domnul spune, că doi sau trei oriunde sunt, voi fi cu ei în părtășie, de vor păstra al meu cuvânt. De aceea, ca Iosua strigă, în ce privește casa mea, în slujba Domnului mă-i pune să-i împlinesc doar voia sa. Amin. Domnul să te binecuvânteze pe noi. Amin și pe dumneavoastră, pe fiecare. Măriți să fie Domnul! Bătuta Iisus totdeauna,
bătută la inima ta, dar tu ai stat fără de grijă, n-ai vrut să-i deschizi inima. Vei plânge odată amarnic, dar atunci va fi prea târziu, căci viața ta astăzi se trece, se duce mereu spre sfârșit. Vei plânge odată amarnic, dar atunci va fi prea târziu, căci viața ta astăzi se trece, se duce mereu spre sfârșit. Inima o ții încuiată, în ea nu pătrunde deloc. Cuvântul Scripturii ce sună, salvare, salvare de foc. Vei plânge odată amarnic, dar atunci va fi prea târziu, căci viața ta astăzi se trece, vei merge curând spre sfârșit. Vei plânge odată amarnic, dar atunci va fi prea târziu, căci viața ta astăzi se trece, se duce mereu spre sfârșit. Iisus stă și astăzi și bate, primește-L în inima ta, să-i simți fericirea sublimă, primește-L, nu refuza. Vei plânge odată amarnic, dar atunci va fi prea târziu, căci viața ta astăzi se trece, se duce mereu spre sfârșit. O vino, o vino, Iisuse, o vino în inima mea, o spală prin jertfa cea sfântă și pe o să fie a ta. Vei plânge odată amarnic, dar atunci va fi prea târziu, căci viața ta astăzi se trece, se duce mereu spre sfârșit. Amin. Domnul Iisus, vă binecuvânteze. Amin, amin. Slavă Domnului. The time will come when people will want to repent and they'll cry, but it will be too late. And so may the Lord help each and every one of us to repent before it's too late. Amen. So I believe that Sister Bianca or somebody is trying to find the translation of the songs and poems. I'm not sure. And hopefully, if there are someone that doesn't understand Romanian language, you can receive some translation. I hope so. So, Pastor Raj, if you're ready to share the gospel, I'm here. God bless you. Praise the Lord. Slavi să fie Domnul. You know, I try to receive in my spirit all these songs. Și caută să primească în Duhul cântările acestea, măcar că nu le înțelege. Sometimes we have our human understanding is not perfect, but spiritual understanding is so much. Și câteodată a înțelege din punct de vedere omenește nu este perfect, dar spiritual este așa de minunat. And I'm very happy. I'm trying to listen more carefully. Și căuta să asculte cu atenție. Fără să înțeleg. When I'm here, then I believe. Și atunci când dacă ar fi să în momentul ce auzea cântarea, căuta să o privească în inimă. And I try to speak, but it's not easy to me, but I try. Și căuta să cânte și el cuvintele după cântăreț, dar nu e ușor pentru el. Dar încerca. And I try to share with you for these three powerful words
through the message. Și va căuta să împărtășească cu noi prin mesajul de astăzi câteva cuvinte care au putere. And Jesus Christ always teaches to be a disciple, when you have a faith, you remove the mountains. Și știm că Domnul Iisus Hristos este cel care le spunea ucenicilor, dacă ai credință, poți să muți chiar munții. And you know that this mountain is a represent for your illness, your weakness, your bad habits. Și muntele în viața noastră poate să reprezinte slăbiciunile noastre, obiceiurile rele, bolile, cazurile. Faith can move mountains. Credința care poate să miște munții. And you have the practice for the day. Și noi avem, putem să practicăm în fiecare zi. Go and see the mountain and start to speak. Uite-te la munte din viața ta și începe să rostești. And I believe in the mountain, they obey your words. Și eu cred că muntele din viața ta va asculta cuvintele tale. And this is the three simple keys which I ready to give to you. Și va căuta trei căi, să zicem așa, prin care să putem să facem lucrul acesta. Okay, now we are move on in the book of Romans, chapter 10 and verse 17. Și acum vom citi primul verset de la Roman 10 cu 17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God, Christ. And I know that you are hearing so many times this message through my mouth and another areas and through another preachers. Și știu că ați auzit cuvântul acesta chiar și din gura mea de atâtea ori și de alte părți la alți predicatori. So faith came by hearing. Credința vine în urma auzirii. Hearing by the word of God. Și auzirea aceea, cuvântul lui Dumnezeu. And this is the translation by King James Version. Ia, și pastor Raj are versiunea King James. Eu am noua. Version. Yeah. KJV. And this is the translation, this is the writing in translation in English. Și aceasta este traducerea pastorului Raj, deci pe lângă limba hindusă are și traducerea aceasta în engleză. But now I'm reading in NIV. Și acum în traducerea NIV, noua traducere internațională, da. It comes from hearing the message. Credința vine prin auzirea unui mesaj. And the message is here through the word about Christ. Și mesajul vine prin cuvântul care ceea ce se spune despre Hristos. Now the first point I'm talking to you, hearing. Și primul punct este auzirea. The whole the Bible and whole the books they are talking about Jesus Christ. Că toată Biblia și toate cărțile de Biblie vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. You know the whole the Pharisees and Sadducees, they have a lot of study. Their books, the Bible. Și știm că Saducheii și Farisei studiau foarte mult și știau Biblia pe din afară, Biblia lor care avea atunci. And they gave attention for the Old Testament. Și bineînțeles, atenția era la Vechiul Testament. And when you read in the Gospel of John chapter 5 and verse 39. Dar când citim în Ioan 5 cu 13, John 5, 13. Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place.
Jesus Christ is talking about the Old Testament also, testified for him. Da, și Domnul Iisus Hristos. You can just wait at someone at home, please. Okay, să aștept. Nobody at home. Ia să așteptăm un pic, o veni cineva, acum și nu este nimeni și la trăcânie și bate la ușă, deci așteptăm un pic, îngăduim Domnul să ne binecuvânteze și pe El și pe noi, pe toți. Este minunat cu Domnul și așa este, că toți suntem oameni și toți avem nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu și toți suntem... avem activitățile noastre zilnice și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Ne găduiți un pic până când va reveni fratele, probabil câteva cuvinte, ceea ce Domnul îi pune să vorbească cu persoana respectivă, ori să aștepte, ori nu știm exact, vom vedea. Neprevăzute, ea ce să faci? Ok. Slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile și îl binecuvântăm pe El. Am zis de multe ori, deci noi suntem live, nu suntem în studio, să pregătim în studio și apoi să le redăm toate așa tăiate. Și așa cum se petrece la fiecare dintre noi cu activitățile noastre și Domnul să ne binecuvânteze pe toți și pe El să-L ajute să poată să facă față tuturor cerințelor, că nu este ușor pentru cei care auzite și numai ce ajunsese acasă, fusese plecat de dimineață la vreo 4 ore distanță, o localitate de unde locuiește El și numai ce s-a întors acasă și s-a spălat pe față și a intrat cu noi și ne rugăm ca Domnul să-i dea putere și tărie și lui și soției lui și să le binecuvânteze și copiii și pe noi, că toți avem nevoie de binecuvântarea Domnului. Da, Dumnezeu. Știi că durează mai mult, am putea să punem o cântare, dar nu știu cum să facem. Deci lucruri neprevăzute. Okay. Oamenii vin la casa păstorului, nu? Așa era. În India este cum era și în România mai de mult, când nu erau telefoanele, nu? Deci trezeai cu cineva la ușă, te trezeai cu cineva în casă. Acum nimeni nu vine fără să te sune sau neinvitat, lucrurile s-au schimbat, dar în India nu s-au schimbat. Totdeauna vin oamenii acolo, numai ce vezi casa plină. Când unul, când altul, unii vin și alții pleacă. Doamne, ajută-ne tuturor! Deci, știu ce să fac, să punem o cântare în timpul acesta, să precupețim timpul, punem o cântare. Bine, slavă Domnului Iisus Hristos, sora Sandra. Să nu se stingă Duhul. Amin, amin. Ia, punem o cântare. Sora Sandra, Domnul să o binecuvânteze, să laude pe Domnul cu o cântare și apoi vom... Amin, Domnul să o întărească. Amin, amin, Domnul să o binecuvânteze. Sora Sandra, cântare. Atunci fratele va continua. Pacea Domnului Iisus, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Voi cânta cântarea primii creștini l-au iubit pe Iisus. Am putea zice că l-au și crezut, acolo că și-au dat viață. Primii creștini l-au iubit pe Iisus și au făcut numai ce El a spus. Odeam fi și noi ca primii creștini. Primii creștini, primii creștini, odeam fi și noi ca primii creștini. Amin. Slavă Domnului Iisus. Just ask, you don't know how.
is going to take Pastor Raj away. Let Tanta sing a song until you come, but she saw you and did not finish the song. So the song is about the first Christians. Praise God. So continue, Pastor Raj. You know, I'm saying we need to must to hear. Okay, so primul punct este auzirea. And John 5:39, we are already read it. Și deja am citit versetul de la Ioan 5 și... And this scripture also talking about Jesus Christ. Și acest verset deci vorbește despre Domnul Iisus Hristos, de asemenea. Because they are all the people, they are Shastri and Pharisee, they are continuing to search about Jesus. They know for the truth, but they are not believed because they are not here. Ia, și saducheii și farisei cunoșteau adevărul, dar ei nu-l credeau. Și nu credeau pe Domnul Iisus Hristos. And hearing the word of God, this is very important. When you are hearing the word of God, your faith will grow up. Și, deci auzirea aceea, cuvântului lui Dumnezeu. Când auzim cuvântul lui Dumnezeu, atunci credința noastră crește. And what you need to hear more? The gospel of Jesus Christ. Și ce trebuie să ascultăm mai mult sau să auzim este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. And now what is the gospel? Și ce este Evanghelia? Gospel of Jesus Christ. Ce este Evanghelia Domnului Iisus Hristos? And I hope fully you all are understand. Și eu cred că noi toți înțelegem. The gospel of Jesus Christ. Yeah, Evangelia Jesus Christus. And now what is the gospel of Jesus Christ? What do you need to hear? Deci ce este Evanghelia lui Iisus Hristos? Ce trebuie să auzim noi? And this is very important, you need to know what is the gospel. Și este foarte important pentru noi să știm ce este Evanghelia. And many people, they are writing in the prayer meeting, the gospel prayer meeting. Gospel, we need to preach the gospel, this and that. Many things the people, they are talking. Și mulți când fac evangelizări spune de Evanghelie, deci evangelizarea Domnului Iisus Hristos. Okay, I tried to explain to three things, hearing and all those things, but now we have the question here about the gospel. Yeah, deci de unde am plecat să vorbim despre credința care poate să miște munții. Primul punct este credința și a doilea, deci să vedem ce înseamnă Evanghelia, auzirea Evangheliei și ce înseamnă Evanghelia. Meaning of the gospel, the good news. Deci este vestea bună. We need to share with the people the good news. Noi trebuie să împărtășim cu oamenii vestea bună. You know, the Matthew chapter 1 and verse 18 to 25, this is the good news. Matei 1, 18 la 25, aceasta este vestea bună. Matthew chapter 1, verse 18 to 25. You want me to read? It's yes, of course, this is the good news. Ok, vestea bună care este? Deci Matei 1, 18 cu 25, care vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos, este mai lung, am întrebat dacă să citești și a zis că da. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de când să o lasă pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice... Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și voi pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi.
Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat Rahel pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ea a născut un fiu și a pus numele Isus. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother, Mary, was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bring forth a son, and you shall call him name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being arose from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife, and did not know her until she had brought forth her first son, and he called his name Jesus. Amen. Praise the Lord. And this is the good news. This is the gospel. Aceasta este vestea bună. Aceasta este Evanghelia lui Hristos. This is very easy, but we make difficult to people to understand. Este un lucru ușor, dar face atât de dificil pentru oameni să înțeleagă. Birth of Jesus. Nașterea Domnului Iisus. She conceived in her, in front of the Holy Spirit. I'll just use some Minsk lines. Deci au fost găsit însărcinată de la Duhul Sfânt, doar câteva sublinieri. To a son. Yeah? Cu un fiu, însărcinată cu un fiu. Give him the name Jesus, not Jesus Christ. Și i s-a dat numele Iisus, nu Iisus Hristos încă. Because he will save his people from their sin. Pentru că el avea să salveze pe oamenii lui din păcat. This is the good news. Și aceasta este vestea bună. This is the gospel. Aceasta este Evanghelia. Call him Emmanuel. Și îl vor numi Emmanuel. Which means God with us. Ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Name Jesus. Numele lui este Iisus. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. And actually, this is the real gospel. Și aceasta este adevărata Evanghelie. We need to deliver this gospel to unknown people. Și noi trebuie să ducem această evanghelie la oamenii care nu cunosc. But what we preach inside in the churches or outside in the church. Dar ce să predicăm noi în biserici sau în afara bisericilor? What is important for you and me? Ce este important pentru mine și pentru tine? This is the real gospel. Aceasta este adevărata evanghelie. He is a healer, praise the Lord. He is everything, praise the Lord. But he is more than another thing. He is ready to save our life. El este cel care vindecă, slăvit să fie Domnul. El face multe minuni, slăvit să fie Domnul. Dar mai important decât toate, el este cel care a venit să salveze viața. He saves his people from their sin, not their illness. Să-i salveze din păcatele lor mai întâi, nu de boli. You know why the people when we are talking to someone else and they say, no, I don't believe it. The doctors heal to people, but doctors not save their life. Ia și vorbim cu unii și zice, oh, nu cred, doctorii sunt acei care vindecă. Ei te pot vindeca, dar nu te pot și salva. And many people they have the black magic and they are healed so many people too. Și mulți oameni folosesc vrăjitorii și prin aceste vrăjitorii se vindecă oamenii. But they will not save the people. They have a sin, they have the only just a Jesus Christ have a power. And this is the gospel we give to people and they receive it and they, wow, someone has come on earth and saved my life.
Aleluia! De la vrăjitorii nu au putere să salveze pe oameni din păcat. Aceasta e Evanghelia care noi trebuie să spunem. O venit Iisus Hristos să te mântuiască din păcat și atunci aude, o, slăvit să fie Domnul, că a venit cineva să mântuiască din păcat viața. We need to introduce to people the real meaning of Jesus Christ come on earth. Noi trebuie să introducem pe Domnul Iisus Hristos și însemnătatea, motivul pentru care El a venit pe pământ. My friends, we are changed the motto. Dar, prietenii mei, noi am schimbat motoul. I know this is a very bitter word, but this is the reality. Și poate că este un cuvânt cam amar, dar aceasta este realitatea. People, they have a time to worship to the Lord. Oamenii au timp să se închine Domnului. People, they are sharing so many testimonies here and there. Și oamenii împărtășesc multe mărturii ce a făcut Domnul într-o parte în alta. They are forget. They are not give a gospel, true gospel to people. Dar uită că ci nu se dă și adevărata evanghelie oamenilor. And the book of Romans, chapter 1. Romani 1. Verse 1 to 4. De la versetele 1 la 4. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chema să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. 1 to 4. Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle separated to the gospel of God, which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures concerning his son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Amen. And this is another part of gospel. Această altă parte a Evangheliei. Praise the Lord. Amin, slăvit să fie Domnul. The gospel. Și Evanghelia. Concerning his sin, his son. Evanghelia cu privire la Domnul Iisus, Fiul lui. Declared the Son of God with power. Fost declarat cu putere ca fiind Fiul lui Dumnezeu, dovedit cu putere. Jesus Christ our Lord. Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru. Agree to preach the gospel. Noi trebuie să predicăm Evanghelia. The gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Și pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți cei care cred. You know, the gospel, it is the power of God. Praise the Lord. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. The power of God, not on other things. But this is the first priority for us. Puterea lui Dumnezeu nu sunt noi în alte lucruri. Aceasta trebuie să fie prima prioritate pentru noi. Power of sin. Puterea păcatului. But the power of the gospel is the power of God. He's overcome to sin. Dar Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu care biruiește păcatul. Over sickness. Care are puterea asupra bolilor. Over Satan. Asupra satanei. Over depression. Asupra depresiilor. Over addiction. Asupra adicțiilor. Dependențelor. And many more you are add-on. Și multe, multe alte lucruri care le putem adăuga. Prosperity of our soul and spirit. Și prosperitate sau împrospătarea a sufletului nostru și a Duhului nostru. What does the gospel mean? It means
good news. Și deci, ce înseamnă de fapt Evanghelia, vestea cea bună? And when you meet with the people, you give a good news or you give a sad news? Și tu când te întâlnești cu oamenii, le dai vestea bună sau poate o veste tristă? You give a good news? Îi dăruim vestea bună. Or you give a, or you share your problems. Sau poate să împărtășești problemele tale. People, they want a good news. Oamenii au nevoie de vestea cea bună. God appointed you, you give a good news to others. Dar Domnul te-a ales pe tine, tu să duci vestea bună altora. Praise the Lord. Să vii să fie Domnul. First Corinthians. 1 Corinteni. Chapter 15. 15. Verse 1 to 4. Versetele 1 la 4. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. 1 to 4? Yes, 1 to 4. So 1 Corinthians 15, 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Amen. And this is the complete good news for my friends. Și asta este vestea cea bună completă, prietenii mei dragi. This is the good news. Aceasta este vestea bună. If you are agree with me, you lift up your hand and glorify the name of the Lord. Și dacă agreiem, să ridicăm mâinile și să glorificăm numele Domnului. Aleluia. Praise the Lord. Amen. Să vii să fie Domn. Aleluia. And we need to give to others. Ceea ce noi trebuie să dorim altora. The gospel. Evanghelia. Also I preach to you. And you are hearing through someone else the gospel. Evanghelia care eu am propovăduit-o. Poate ai auzit prin altcineva Evanghelia. Christ died for our sin. Hristos a murit pentru păcatele noastre. That he was worried. Deci a fost îngropat. That he was raised. Și a fost înviat. That means our God, we are worshiping, he is still alive. Ceea ce înseamnă că Dumnezeul căruia ne închinăm este viu. Aleluia. We are not worship a dead God. Noi nu ne închinăm unui Dumnezeu mort. You know, before I start my preaching, I'm so much tired in the whole the day. Și înainte de a începe mesajul, a fost așa de obosit de toată ziua alergare. 4 hours to journey and 2-3 hours to talk with the family and visit to them and teach to them. And again back, 4 hours journey, come back to home and I'm here. 4 ore au condus într-o parte, au ajuns acolo și au avut evangelizare, vorbi cu ei, au predicat 4 ore înapoi și aici este. And I feel so much, and I have a desire to someone make a coffee for me, but my daughter, she's not here, she's in America. Și așa de obosit ar fi dorit, măcar dacă era fata acasă, să fi făcut o cafea, dar fata nu este acasă, este în America. And this is the great salvation that Christ gives to us. Aceasta este mare mântuire care Hristos ne dăruiește. Hebrews chapter 2, verse 3. Hebrew 2, 3? Yes. Evrei 2, chapter 2, verse 3. Capitolul 2 și versetul 3.
Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard him? This is a great salvation. Așa o mântuire de mare. You know, I'm start hearing, I'm remember. Și când am început să aud, am ascult, mi-aduc aminte. Then I'm jump inside the good news, the gospel. Și când am, folosesc expresia, frate, când am sărit înăuntru, în ceea ce am auzit, vestea bună. Then I more go down and talking about the salvation. Și atunci the salvation. Atunci mă atâncesc tot mai mult ca să pot să văd, să vorbesc despre mântuire. When I ask a question, you are saved, and you say, yes, I am. But if we are go more down, more deep, then we have a questions come in our brain. Și dacă v-aș pune o întrebare, ești mântuit? Îi spune, da, sunt. Dar dacă vrem să ne adâncim un pic mai adânc, atunci apar anumite întrebări la nivelul minții. And the salvation they have been using, that saved means they have another word, zo, S-O-Z-O. Și cuvântul mântuire, deci probabil în originală, zedo, sau cum ați auzit? And the true meaning is the saved, saved from our sin. Și de adevărata însemnătate înseamnă salvat de păcatele noastre. Okay, now I have the question come in my mind. Și acum vine întrebarea la nivelul minții. Now, we are really saved? Cu adevărat suntem salvați? I don't know what you say. Dar nu știu ce ați spune. If now I'm included some things here, just playing with your brain, okay? Și acum, if you dacă saved all your sin, and why you have go in prayer, say, Lord, I'm a sinner. Deci dacă ai fost salvat de toate păcatele, atunci de ce când te rogi spui, Doamne, sunt un păcătos? That's something in the deep. You go in the deep more. Deci vedem, ne adâncim un pic mai mult jos. No, I'm enjoying. I'm tired physically, but spiritually I'm flying. Deci sunt obosit fizic, dar spiritual simt că zbor. Deci mă bucur, mă bucur. For example, you accept Jesus Christ in 1972. Să zicem un exemplu, l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos în 1972. And December again 1986, for example. Și un exemplu, în decembrie 1986. And March 2000 or 2003. Și în martie 2003. Yesterday, today, tomorrow. Ieri, astăzi, mâine. I pray, I'm a sinner. Ne rugăm. But he did. Finish. Save you. Ne rugăm, sunt un păcătos. Dar El a făcut deja. El ne-a mântuit deja. And you think about you, I'm saved every day. Și poate ne gândim că eu sunt salvat în fiecare zi. And this is the really, this is a very deep and but this is not a teaching session, this is a preaching time and I just stop here, I think. Yeah, so, deci dacă ne adâncim mai mult, dar să mă opri aici, că aceasta nu este o învățătură, ci este doar o predică. I'm starting to hearing the gospel means good news. Good news gives a salvation. Now, the salvation we have is saved, and we are yesterday, today, and tomorrow. He saved us already. Yeah, deci am început să auzim, deci ce credința vine prin auzire, auzire a Evanghelia, vestii bune, și am auzit, deci că El ne-a salvat din toate păcatele noastre, deci de atunci
de astăzi și pentru totdeauna. If you pray for this style, I'm a sinner, you have a question mark for you saved or not. Dar dacă rugăciunea ta este în felul acesta, sunt un păcătos, înseamnă că tu încă ai întrebări, dacă ești salvat cu adevărat sau nu. What are you hearing? Ce auzi tu? Satan speak to you, you are not saved, and that's why you go for prayer every day. I'm a sinner. You say, Lord, you make me more humble. Lord, you help me, you make me more humble and more close to you. Satana mereu șoptește la ureche, ești un păcătos, de aceea te rogi. De ce nu te rogi? Doamne, ajută-mă să mă smeresc tot mai mult. Doamne, ajută-mă să mă apropii tot mai mult de tine. Can I stop here? Okay, pot să mă opresc aici, yeah? I know you are enjoying. Să ne bucurăm. I know you are enjoying. Ne bucurăm, slavă Domnului. I see you smile and I know that you are very happy because this is the actual we need to feed in our spirit. Deci știu că ne bucurăm pentru că este ce ne atinge la nivelul sufletului nostru sau duhului nostru. You know, the saved word comes from Greek word sorrow. S-O-Z-O. Ia, deci vedem că cuvântul acesta în limba greacă, nu știu cum se cheamă, Zedo, nu unde ducem noi acolo, înseamnă salvat. Cu păcate. And if I go for this all deep there, then we have a enjoy more. Okay, you want? Sau dacă vrem să... 4 minutes, I give one word. In four minutes, I give one word. Deci 4 minute un verset. Deci dacă vrem ne mai adâncim un pic mai adânc aici. Matthew chapter 1 and verse 21. Matei 1 versetul 21. I'm always telling to people I'm just all the other talk to her. I'm just to give a spend time with the gospel much. Și totdeauna spune și mie totdeauna el mereu de când s-a întors la Domnul citește evangheliile. Cum termină, le începe din nou. Deci înseamnă viața Domnului Iisus Hristos. Sau Matei 1:21, nu? Matthew 1:21. Yes. Și ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. And he shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. But this word the angel spoke to Joseph. Cuvântul care a fost rostit de înger lui Iosif. That the good news come from directly in heaven. Some people say you come on direct in heaven. So no, I am not, but he is. Praise the Lord. Deci vedem vestea bună a venit din ceruri direct. Și unii mă întreabă pe mine, dar ce ai venit tu din ceruri? Nu eu, dar el a venit. Deci cuvântul a venit, vestea bună a venit din ceruri. Slăviți să fie Domnul. Name Jesus. În numele lui este Isus. He will save his people from their sins. Și el va mântui pe oameni de păcatele lor. Their sins. Păcatele lor. Not sin. Nu păcatul. Use the S here, I think. Deci o băgat acolo plural, păcatele. Are you talking about your future too? Vorbește și despre viitorul nostru. That means he have a permanent work for on the cross for everything is done on the cross for you. Deci toate lucrurile le-a făcut Domnul Iisus Hristos în viitor, pe când aveam noi să ne naștem. Le-a făcut la cruce totul, s-a isprăvit la cruce. Save his people from their sin. When you read 1 Timothy 1:15, says save sinners. Ia și, deci salvând oamenii de păcatele lor sau poporul lui de păcatele lor și la 1 Timotei o zis, o salvează pe păcătoși. Nu am prins versetul. First Timotius. I say one word, but I have one more. I come. Ia, 1 Timotei. Chapter 1. Capitolul 1. Verse 15. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși,
dintre care cel dintâi sunt eu. This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. And now you see this is the Paul he said his statement. Și vedem de ce a rostit Pavel cu gura lui. And we took his statement and include our prayer. Și noi luăm cuvintele acestea care le-a pus Pavel și le includem în rugăciunea noastră. And he teach to Timothy. El l-a învățat pe Timotei. That's why he used that word. De aceea a folosit acest cuvânt. Remember. Să ne aducem aminte. Jesus save his people from their sin. Second, to save sinners. Domnul Iisus Hristos salvează pe poporul lui de păcatele lor și în partea în versetul acesta am citit salvează pe păcătoși. And Paul accepted. Și Pavel a acceptat. And you and me know very well why he accepted that word. Și noi, tu și eu știm foarte bine de ce a acceptat cuvântul acesta. What he did. Că ce a făcut Pavel, știm foarte bine. Christ. Ce-a făcut Iisus, cum o persecuta și o tortura copiii lui Dumnezeu. And we are just took that word and prayed, I'm a sinner. Dar noi deci am împrumutat cuvântul ăsta și tot ne rugăm, eu sunt cel mai păcătos. Our God is clear for our account. Dumnezeu este cel care ne-o șterge tot toate păcatele la în contul nostru. Not after we are accepted him. Și saved us. Și ne-o salvat de tot ce am făcut după ce l-am acceptat pe el. From their sins to save sinners. Din toate păcatele lor și pe toți păcătoșii. See, I think this is the two different things. Și eu cred că sunt două lucruri diferite. If you are agree with me. Yeah, dacă agreem cu ea. But I have internally desire to go more, jump inside more. But parcă, no. Am dorința parcă să mă adâncesc mai mult, dar nu acum. Let's I'm stop here because I try to remember for the next Saturday I continually because I'm here we are hearing about hearing. Dar va continua data viitoare să caute să-și aducă aminte. Deci să nu uităm de unde am plecat. Credința vine în urma auzirii și auzirii a cuvântului. And our word is still there. The Roman, we are started. Just hearing and under hearing things in one another one. Go deep and try to jump or go more deep in the next Saturday. Și data viitoare, deci de unde am plecat, de la Roman, capitolul, deci de unde am plecat, deci credința vine în urma auzirii și auzirea cuvântului lui Dumnezeu, ce am auzit până acum și data viitoare va continua. God bless you, all of you. Și and Doamne, I believe it, you are giving more focus. And after that, when we are closed with this fellowship, you have a lot of time, you can go and read scriptures and try to receive it and save it in your heart. Și cred că, deci după ce vom termina părtășia, avem timpul să mergem, să căutăm noi, să ne adâncim mai mult și tot mereu spune Evanghelie, sunt foarte importante. Viața Domnului Iisus. And God bless you and read your Bible, meditate the word of God, implement the word of God, remember us in your personal prayer, and my daughter, and my son, and my wife, myself, and church, all the church congregation. Amen. Și cu aceste cuvinte închei, citim scripturile, medităm asupra lor, le trăim, le împlinim. Continuăm să ne rugăm și pentru pastorul Aș, pentru soția lui Sararina, pentru fiul lor Inaș, pentru fiica lor care este în Statele Unite și pentru biserica locală. Domnul să se îndure de ei. Amin. God bless you and Domnul să ne îndure. Pacea Domnului Iisus Hristos. God bless you. And if you allow to me to leave and thank you so much. Yes, dacă îi dăm voie să-și plece, sigur. Domnul, God bless you, pastor Aș. God bless you. Thank you. Ea mulțumește, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să ne sprijinească.
Vom mai continua cu ajutorul domnului sora Sanda să ia cântarea de la început și să o cânte, Doamne să binecuvânteze. Apoi vom mai anunța. Doamne ajută-ne. Amin. Slavă Domnului Iisus Hristos. Amin. Mări să fie Domn. Acum că credința noastră a crescut, să fim și noi ca primii creștini, nu? Primii creștini l-au iubit pe Iisus și au făcut numai ce El le-a spus. Primii creștini l-au iubit cu adevărat și viața lor pentru Domnul și-au dat. Primii creștini, primii creștini, o de-am fi și noi ca primii creștini. Primii creștini, oh, primii creștini, o de-am fi și noi ca primii creștini. Unii creștini au murit decapitați, alții în arene la lei au fost dați, dar niciunul din ei nu s-a lepădat și pe Iisus până la moarte l-au urmat. Primii creștini cântau în fața morții, primii creștini nu se temeau. Primii creștini țineau cuvântul vieții, primii creștini pe Domnul iubeau. Primii creștini nu au dat înapoi, nici în sărăcii, în bătăi, în nevoi. Închiși în temniță erau omorâți și au biruit, deși nu erau mulți. Primii creștini, oh, primii creștini, o de-am fi și noi ca primii creștini. Primii creștini, primii creștini, o de-am fi și noi ca primii creștini. Primii creștini, primii creștini, primii creștini, cu adevărat, primii creștini au avut harul să fim și noi ca primii creștini, să fim și noi ca primii creștini. Amin. Domnul să ne ajute. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, sora Sanda. Amin, amin, slavă Domnului. Amin și pe voi toți, toți împreună să biruim. Amin. Mai lăudăm pe Domnul prin sora Lucreția, fratele Valentin. Domnul să-l binecuvânteze și apoi fratele Vasile și o mărturie scurtă de fratele Alexandru și apoi Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin, amin. Să fie și binecuvântat să fie Domnul. Străina fost pe acest pământ, lopii de valuri suspinând, pe Iisusul cunoșteam, eram orfan și nu știam de Iisus, de Iisus. Pe Iisus nu-l cunoșteam,
Eram orfan și nu știam de Iisus, de Iisus. Eram un fiu risipitor, căutam la oameni ajutor. De tatăl meu iubit din cer, eram înstrăinat de el, nu-i cunoșteam iubirea sa. De tatăl meu iubit din cer, eram înstrăinat de el, nu-i cunoșteam iubirea sa. Din turma tatălui iubit, am fost și eu rătăcit. Eram Iisus, dar m-a găsit păstorul meu Iisus iubit și m-a primit și m-a mântuit. Eram pierdut, dar m-a găsit păstorul meu Iisus iubit și m-a primit, m-a mântuit. Stăteam în drum ca Bartimeu, eram un orice și-a mereu, și-am zis și eu cu glasul meu, ai milă, Doamne Dumnezeu, de cei bolnavi și gem din greu. Și-am zis și eu cu glasul meu, ai milă, Doamne Dumnezeu, de cei bolnavi și gem din greu. Samaritianul cel milos e singurul Iisus Hristos, cu mâna lui m-a ridicat și ranile mi le-a legat, cu al său balsam m-a vindecat. Cu mâna lui m-a ridicat și ranile mi le-a legat, cu al său balsam m-a vindecat. De vrei și tu, iubitul meu, să-L întâlnești pe Dumnezeu, vin la Iisus chiar acum, întoarce-te din al tău drum, nu amâna chemarea sa. Vin la Iisus chiar acum, întoarce-te din al tău drum, nu amâna chemarea sa. Ascultă vocea lui Hristos, ascultă glasul lui Duios, El nu vrea moartea nimănui, El vrea să fii la nunta lui, mireasa sa, mireasa sa. El nu vrea moartea nimănui, El vrea să fii la nunta lui, mireasa sa, mireasa sa. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Domnul Iisus, binecuvântat. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amar-ți era sufletul, o mielule divin, când ai intrat în Ghețiman, să-L rogi pe Tatăl Sfânt, de cu putință ca paharul greu să treacă, dar totuși voia ta o scumpetată să se facă. O, du-mă, Doamne, și pe mine înghețisma, ca să-mi arăți și mie locul unde ți-ai rugat. Du-mă la Golgota, pe sinistru-ți munte, ca să plâng
la cruce unde ai rădat. Noi nu-l cunoșteam prețul și nici nu-l vom ști nici când. Vândut ai tu, Eiul Iudat, pentru cei 30 de argint. Intrară în grădină o mulțime de abar, ca să-l prindă și să-l ducă ca și pe un tâlhar. O, du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețisman, ca să-mi arăți și mie locul unde te-ai rugat. Du-mă la Golgota, pe sinistrul munte, ca să-l plâng la cruce unde ai rădat. O, dimineața e pustie, noaptea dispărut. Să Doamnă să ne să se îndure de noi un alt neprevăzut. Asta este, se întâmplă tot felul de lucruri. A căzut conexiunea la fratele Valentin. Doamnă să se îndure și de el și de noi toți. Deci până va veni, deci oricum durează să mergem, continuăm mai departe și dacă va reveni, fie că va relua cântarea, Doamnă să-l binecuvânteze. Fratele Vasile, Doamnă să-l binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul! Așa după cum vorbea și fratele Raj despre Cuvântul lui Dumnezeu, aș dori cu ajutorul Domnului să ascultăm poezia Biblia. Din mii și milioane de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice pe lume e Cartea Vieții Sfântă, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem tot ce s-a făcut. În ea se oglindește viitorul și sutele de veacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte, ea e cuvântul celui veșnic sfânt, e taina lucrurilor prea curate ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea asta plină de îndurare îmi spune mie că sunt păcătos, că și eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu muri Hristos. O, câtă pace, câtă fericire în cartea asta sfântă am găsit! Oceane, mări și fluvii de iubire în sufletul meu gol am regăsit! Viața mi-a umplut-o de lumină și în peptul meu un cer întreg a pus. M-a ridicat din pulbere și tine și mi-a îndreptat privirea spre Iisus. Mi-a dat putere să iau crucea în spate. Mi-a dat ce alte cărți nu pot să-mi dea. Belșug de pace și de bunătate am câștigat mereu citind în ea. O, carte sfântă! Biblie divină, te-ai adora și te-ai dori mereu, pe calea îngustă tu ne ești lumină și pașii mi-i îndrept spre Dumnezeu. Prin cartea asta poți avea iertare și tu, ascultătorule iubit, și viața ta va fi o binecuvântare, așa cum tu nici când nu te-ai gândit. Și vei vedea că ești Domnul de iubire. Și-l vei vedea lucrând în viața ta, descătușat de pofte și de fire, pe el cu bucurie îl vei urma. Deci, nu respinge harul mântuirii, nu-i refuza chemarea și o auzi, întoarce-te din bezna rătășirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi, că soarele și luna vor dispare, se vor topi și ceruri și pământ. Dar neclintit rămâne-va în picioare în veci de veci al Domnului cuvânt.
Amin, lăudat să fie Domnul. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să ne binecuvânteze. Dacă și sora Maria Veciunca are o cântare și poate și ea să laude pe Domnul și atunci fratele Alexandru, Domnul să ne binecuvânteze. Pot lăuda pe Domnul, orice ar fi. Slavă lui să fie. Suntem duși și clătinați, puciumați de amar și chin. Vin furtuni și zile sumbre, care în senin se schimb. Într-o țară unde-n veci, nu coboară umbre reci, vei vedea cu ochii tăi când ai să pleci. În curând zorii vor veni și în cer acasă vom sosi. Abia atunci pricepe vom deplin. Dumnezeu de ce-a lăsat atâta chit? Unii sunt flămânzi aici, alții n-au unde dormi. Mulcei ce locuință au în locuri reci pustii. Ne întrebăm de ce-i așa și răspuns vrem avea. Iar cuvântul său ne spune voia sa. În curând zorii vor veni și în cer acasă vom sosi. Abia atunci pricepe vom deplin. Dumnezeu de ce-a lăsat atâta chin. Încercări ne copleșesc, nu înțelegem rostul lor, dar aceasta este calea, țara bucuriilor. Din cer ochii Domnului, pașii văd ai orși cui, ocrotește în mod tainic harul lui. În curând zorii vor veni și în cer acasă vom sosi. Abia atunci pricepe vom deplin. Dumnezeu de ce-a lăsat atâta chit. În curând zorii vor veni și în cer acasă vom sosi. Abia atunci pricepe vom deplin. Dumnezeu de ce-a lăsat atâta timp. Amin. Slavă Domnului! Domnul să-ți aminte, Sora Maria. Amin, amin. Domnul să ne binecuvânteze. Fratele Alexandru, apoi mai luată sora Sanda cu o cântare, ceea ce Domnul va pune pe inimă. Fratele Alexandru. Mai întâi de toate zic și eu binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus, Fiul și Duhul Sfânt. First of all, I want to bless the name of the Lord, the Father, the Jesus Christ and the Holy Spirit. Fiți binecuvântați toți cei care vă vedeți, toți cei care nu vă vedeți. Mulțumim Domnului pentru cuvânt. Mulțumim Domnului pentru cântări. Aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să spun că înainte să intru, o rugam pe sora că aș vrea să intru, dar să mă ascund așa. Am vrea câteodată să stăm așa ascuns și să nu spunem absolut nimica. Apoi, dintr-o dată mi-a dus Domnul aminte, nu știu de ce, de o lucrare care a făcut-o în viața mea
Și ascultând în seara aceasta despre credință și putem să spunem și despre ascultare, că Iosif a ascultat ceea ce a spus Îngerul Domnului, aș vrea să mărturisesc și să învăț și eu din încă o dată din ceea ce mi-a vorbit Domnul atunci. And he wants to bless everyone, the one that we see, the one that we don't see. And he said that he wanted to tell me, or practically wrote me a message, but I did not see, that he would come with us, but he doesn't want to say anything. I mean, he wants just to listen. Of course, I did not see the message, and we decided that he would share a testimony, but he did not know why God put in his heart a testimony to share, and especially now that we heard the message to Pastor Raj about the faith and listening, because Joseph received the message, but also he went and did whatever the angel instructed him. Am mai mărturisit aici în grup la dumneavoastră, dar nu eram live și am fost îndemnat, mi-aduc aminte, că ar fi bine ca să spun mărturia aceasta când am fi live și aș dori ca Dumnezeu să lucreze și dacă este nevoie spus în seara aceasta, fie ca Duhul Sfânt ca să lucreze și să cerceteze tuturor inimile care ascultă în seara aceasta mărturia aceasta. Amen. So he said that he shared with us the fellowship when we were not live, and I believe that somebody we told us that it's very important that this he would share with us live, and may the Lord bless each and every one of us, and we believe that this testimony would be helpful to anyone. Și cred că dacă Duhul Sfânt mi-a dus aminte acum, cineva are nevoie de această încurajare. Eram întors de curând la Domnul, aveam doar 2 luni și nu foloseam cafeaua acasă, ci foloseam când ieșeam de la muncă, pentru că soția era însărcinată, nu putea să bea și să nu-i fac rău. Când mă opream de la muncă, beam câte o cafea. So I believe that if this testimony came to mind, I believe that it's helpful to someone. After he turned to Christ, about 2 months after that, his wife was pregnant, and they could not have coffee in the house because she was sick. And if she felt the smell of coffee, it would make her sick. So he would go in town to drink a coffee. Deși au trecut foarte mulți ani, este atât de vie în inima mea această, pot să spun, experiență care am trăit-o. Atunci aveam 21 de ani, spre 22 de ani și veneam după o suferință lungă care am avut-o. So it happened so many years ago. He was about 21 years old when it happened, all these things. He still remembers. And he also shared with us that he went through a great deal of suffering, being burned before. Știți și dumneavoastră că imediat după anii 90, în cofetăriile din România se servea și alcool. Și intram într-o cofetărie, mă puneam undeva deoparte și serveam o cafea, dar acolo se bea, se fuma și tot mirosul acela, dacă stai într-o încăpere unde fumează, se împrinde în hainele tale. Iar ajungând acasă, soția tot timpul mă certa, ce se întâmplă cu tine, de ce miroși așa a țigări? So everyone that we all came from Romania, and we remember like the years back, the place where you drink coffee or serve some sort of pastry or something, they also serve alcohol. It was a different corner for coffee and pastry and sweets. Another corner, there was like people were smoking and drinking alcohol. And every time he would go and drink a coffee, come home, and it smelled like smoking and alcohol. And the wife asked him, what's happening with you? Și de fiecare dată când ajungeam acasă, lua hainele și le arunca în mașina de spălat, că nu le putea suporta, mirosau foarte, era foarte tare a țigări și îmi spunea, dacă acum ar intra cineva pe ușă și
ar spune că te-ai apucat de fumat, deși tu nu fumezi. Cum te-ai simțit dacă ți-ar spune lucrul ăsta? Pentru că n-aveai nici o dovadă ca să dovedești că tu nu fumezi, că hainele tale mirosau așa îmbibat era de la fumul care era acolo în acel local. So every time he would come home after drinking coffee, his clothes were smelling so bad of alcohol and smoking and everything. And the wife, because she was pregnant or sick, always put all the clothes to wash. And then he said, I don't know what's happening with you. If somebody were to come and feel or smell this smell, would say that you're drinking and you're smoking, where I know you don't, but what's happening? O săptămână de zile... Pur și simplu în fiecare zi îmi spunea nu te mai duce, nu te mai duce. Acum începe lucrarea lui Dumnezeu. Făceam parte dintr-un grup de rugăciune și într-o zi vorbește Domnul unui frate, te îmbraci și te duci. Fratele s-a îmbrăcat, s-a dus și când a ajuns în dreptul cofetăriei unde eu îmi savuream cafeaua, Domnul i-a spus... Oprește-te. S-a oprit și a zis, uite-te. Și s-a uitat. Iar pe geamul ferestre m-a văzut pe mine, că stăteam la o masă, liniștit, singur, și beam o cafea. So the wife asked him, please don't go anymore, but he did not listen. So now the second part of the story, the beautiful thing, the miracle that God worked. God spoke to a man of God, so he belonged to a prayer group, local prayer group, and God spoke to one of the men, go and see. So he went where Brother Alessandro was and saw through the window. Said, you see? He said, yes. So he saw him there drinking coffee. Fratele, evident, mă cunoștea, știa că sunt întors, aveam vreo două luni de zile de când eram întors la credință și primul gând, primul impact al lui este, mă duc la el, am să-i spun, nu este bine să stai aici, toate duhurile vin asupra ta. Și Domnul, la un moment dat, i-a spus, te duci acasă și te rogi. Și l-a spus, bine, Doamne. So knowing that Brother Alexandru was came new to Christ approximately 2 months, and he felt, okay, I'm going to go and tell him, because that looked like a bar these days, but it was not a bar, it was separated, but because you're smoking inside and drinks and everything, so the man of God wanted to tell him, hey, it's not good to come here because all the evil spirits will attack you and this and that, so slowly, you know, the enemy will try to pull him back again and the things from the past. But the Holy Spirit told him, no, don't do anything, just go home and pray for him. Acum fac o paranteză, dacă ți-ar vorbi Domnul și te-ar trimite să vezi pe cineva căzut undeva departe și ți-ar zice, du-te acasă și te rog, ce ai zice, ce ai face, ai mai spune, Doamne, mă duc? So now as a parenthesis, if God were to speak to you and say, if you see somebody fallen down, and the Lord would tell you, go home and pray for him, what would you do? Would you listen what God would instruct you to do? Cred că și astăzi Dumnezeu lucrează prin oameni și are nevoie de oameni care să stea în sfârtură. Acest lucru s-a întâmplat de 3 ori. S-a întâmplat și de a doua oară, s-a întâmplat și a treia oară. Și ultima oară era vineri seara. So I believe that God is working through the men and women of God even today. So this thing happened to that man of God 3 times. So 3 times during the week, and the 3rd time was Friday. Și de fiecare dată, tendința lui, tendința noastră ca oameni, să spunem noi, să intervenim noi. Și Domnul îi spunea, te duci acasă și te rogi. El spunea, avea o discuție cu Domnul și spunea, Doamne, dar el este tânăr, Doamne, el încă nu te cunoaște pe tine, Doamne, căuta să se lamenteze, să facă el, dar Domnul îi spunea, du-te acasă și te rogă. În acea vineri seară, se organiza la el acasă o rugăciune.
So every time, you know, he was conversating with God, he wanted so badly to tell Brother Alexander, hey, this is not good, you know, to try to use his wisdom. But every time God instructed him, now you go home and pray for him. Go home and pray for him. Well, it happened that that Friday, it was organized at that man of God's house a prayer. Pentru că vrem, nu vrem, suntem oameni și am vrea să spunem sau să mai comentăm noi ceva. În seara aceea m-am dus la rugăciune, dar în ziua aceea a fost prima zi când am venit acasă atât de bucuros și n-am mai intrat în cofetărie ca să mai servesc, să spunem așa, cafeaua acolo și m-am dus la rugăciune. Iar când am ajuns acolo la rugăciune, am început să mărturisesc că îi mulțumesc la Dumnezeu că astăzi n-am mers acolo să beau cafea, pentru că le mărturiseam ceea ce se întâmpla cu mine când ajungeam acasă după ce veneam și beam cafeaua. So it happened that Brother Alexandru went there, the prayer group, and as they were all gathered there, and the Holy Spirit spoke to Brother Alexandru, you know, to share this this testimony. So because his the things that happened at home, because the smell of the clothes, how they were, and they made his wife sick, and always she needed to wash the clothes, so he decided that day, I'm not gonna go and drink coffee there anymore. So he started to share this testimony, and thanking God that God helped him. Eram atât de bucuros și spuneam că este pentru prima dată când n-am mai intrat la cofetărie ca să beau cafea, pentru că de fiecare dată când veneam acasă, soția se lua de mine, mă certa, dacă ar veni acum un frate, dacă ar veni o soră la tine, ar mirosi a fumat, ai spune că te-ai apucat de fumat. Și eu eram atât de entuziasmat, atât de bucuros, eram că nu am mai intrat ca să beau cafea. So, because, of course, as mentioned earlier, his wife always would tell him, man, if somebody were to come, a brother or sister, now in the house and see, so feel the smell of your clothes, they would say, oh, you started smoking or drinking and going to the bars or something. So he was happy that finally it stuck to him. He said, now, from now on, I'll not go there anymore. So he was full of enthusiasm sharing these things. Atât de bun și de minunat este Dumnezeu că El când lucrează, El duce lucrurile la îndeplinire și le pune într-o ordine cu numai El știe să o facă. Pentru că în seara aceea, tocmai la acest frate, era un grup de rugăciuni și în casa lui se ținea acea rugăciune. Atunci acel frate a căzut în genunchi și a început să plângă și a început să zică, Doamne, îți mulțumesc, acum am înțeles. Yeah. So you know how wonderful God is working. He's setting all the pieces and knitting together so beautifully when he's working in somebody's life. How God worked and put this desire in his heart not to go anymore there, to not be a stumbling block for everyone, and how it happened that that particular night, the prayer group was that man of God that went and saw him three times, but God always told him to stop and not tell anything. When that man of God heard the testimony and how full of joy he was that was able to stop going, to go to that bar, that man of God, you know, fell down on his knees and he said, the Lord, thank you. Now I understand why you told me to just go home and pray. Nimeni nu putea să înțeleagă, dar toți am înțeles, pentru că s-a coborât Duhul Sfânt în mijlocul nostru. Duhul Sfânt a început să ne mângâie inimile. Eu doar am mărturisit că Dumnezeu mi-a dat o biruință, iar El mărturisea și mulțumea lui Dumnezeu că nu l-a lăsat ca să se ducă, pentru că după aia discutam și vorbea și îmi spunea, vreau să merg la tine, dacă veneam la tine și îmi spuneam, nu știu, cred că m-aș fi supărată, cred că în seara aceasta, poate dacă te luai de mine, nu mai veneam la rugăciune. Îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că l-a trimis să vadă, l-a trimis acasă să roage.
So other people did not know anything, but because he knew what happened to him, and the man of God knew what God spoke to him, and he fulfilled as he was instructed by God. I mean, the Holy Spirit and the presence of the Holy Spirit was upon each and everyone. And then the man of God tried to explain what happened, how he himself wanted to go to tell him, hey, this is not good or something. But if you were to tell him, maybe Brother Alexandru would have not stopped, would have not gone to the prayer meeting at that time, or you would have been angry at him, or we don't know where the things would have been today. Chiar aceasta am învățat că Iosif v-a ascultat. Am învățat despre credință, fie ca prin ceea ce am mărturisit Dumnezeu să vă mărească credința fiecăruia în parte, să credeți că și astăzi lucrează și să, eu mă spun și mie, să mărească și mie credința și să ascult în continuare, să ascultăm în continuare de El. Și dacă lăsăm în brațul Lui, în mâinile Lui lucrurile, El știe să le aranjeze, El știe să dea biruințe și atunci bucuria este deplină. Hallelujah. So as we heard today about Joseph, the angel of God sent a message, told him to take his wife. He listened. He took his wife at home, and may the Lord help us also to have faith, but also listen to the voice of the Lord. And I believe that this testimony is helpful to someone. Să ai încredere că dacă te trimite Dumnezeu undeva, să rădici pe cineva sau să-i spui ceva, chiar dacă tu știi trecutul, chiar dacă tu știi problemele lui, chiar dacă știi că este căzut acolo jos, să ai credința în Dumnezeu, că Dumnezeu nu greșește și că Dumnezeu știe să facă lucrurile. Pentru că am învățat în seara aceasta, El a venit și a murit pentru păcatele multe ale noastre, ca să-și dea viața pentru noi. Dacă acea persoană venea de la sine însăși, strica toată lucrarea de Dumnezeu, ce bine este să aștepți în tăcere răspunsul care vine de la Domn și așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Amin. Yeah. So if God sends you to see, if you see somebody fallen somewhere, like maybe you know the past of anyone, God sends you to see something and listen to the instructions of the God, because God is the one that works beautifully. He creates all things and makes them so beautiful. So that's why you need to trust God. Because we learned today that Christ died for all our sins, and He desires that we listen to Him. If God tells you to pray for somebody, pray and trust God that He will work in somebody's life. Amen. Amen. Mulțumim, frate Alexandru. Doamne să vă binecuvânteze. Amen. Slavă Domnului Iisus Hristos. Vom mai continua. Sora Sanda, Domnul să o binecuvânteze și apoi vă mai anunța. Vă cânta spre slava Domnului cântarea Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus, prin nopți de durere să dea mângâiere. Nu-i nimeni ca tine, Iisus, prin nopți de durere să dea mângâiere. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă iertare și eliberare. Nu-i nimeni ca tine, Iisus, să ducă
Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să ducă lumina, să oprească furtuna. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să ducă lumina, să oprească furtuna. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă credință, să dea biruință. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă credință, să dea biruință. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Se poartă spre stele pe aripi de putere, pe aceia ce-n slavă îi duci. Să poarte spre stele, pe aripi de putere, pe aceia ce-n slavă îi duci. Amin. Domnul fie lăudat. Sora Olga, Domnul să o binecuvânteze, va mai lăuda pe Domnul, va lăuda Domnul cu o cântare. Pacea Domnului la toți și Domnul să vă binecuvinteze. Merită Dumnezeu să aducem toată lauda și toată gloria, slăvit să fie numele Lui. Mărirea Domnului. Adeseori, cădarea mea, e o cale de dureri, e o cale de încercare grea, dar și mă gâiesc pe ea, că Domnul putere. Eu cantă ceva de grea, dar și mă gâiesc pe ea, căci Domnul dă putere. Căci oricât te trimite, eu simt a Lui putere. Eu nu niciun rău, că știu că Dumnezeu mi-a linat durere. Eu nu mă tem de nici niciun rău, că știu că Dumnezeul meu mi-a lina mi-a durere. Când gând negru mă rău și nu simt mâncare, necazuri cui să-i spun, că nu găsesc pe nimeni bun, să linia mea durere. Necazuri cui să-i spun,
căci nu găsesc pe nimeni bun să alinea mea durere. Atunci când toți m-au părăsit, chiar prietenii pe care eu m-am rugat Dumnezeu să-mi ajute tot mereu și să-mi dea răbdare. Eu m-am Dumnezeu să-mi ajute tot mereu și să-mi dea răbdare. Să pot să iert și să iubesc vrăjmașii-n tot de-auna, căci doar așa și pentru tot ce-ai suferit, eu voi primi cununa. Căci doar așa voi birui, și pentru tot ce-ai suferit, eu voi primi cununa. Un singur prieten mi-a rămas, chiar la necazuri, la el mă duc amicul meu, căci el e fiu de Dumnezeu, el m-a salvat de moarte. La el mă duc căci el e fiu de Dumnezeu, el m-a salvat de moarte. Amin, slăvit să fie Domnul. Domnule Iisus, slavă Domnului! Mai lăudăm pe Domnul cu câteva cântări și apoi ne vom apropia de încheiere. Sora Lucreția, sora Maria Veciunca, dacă poate, fratele Vasile, sora Sanda și apoi vom încheia cu o rugăciune prin fratele Cristian și Domnul să ne binecuvânteze. So God's grace, we'll continue to worship the Lord through Sister Lucreția, Sister Maria Veciunca, if she can, Brother Vasile, Sister Sanda, and then we'll close with a prayer to Brother Cristian Dunga. Amin, amin. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu nostru. Lacrimi de durere când se vor sfârși, o, poporul meu, liber când vei fi, lanțuri fără masă zbor, ca și ușoi m-aș vrea să ajung în țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se-avântă, se-avântă departe, dorul se-avântă departe, acolo e țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se-avântă, se-avântă departe, dorul se-avântă departe, acolo e țara mea. Oare atâtea zbucium trist când se va sfârși? Oare pentru noi dreptatea v-am dorit? Lanțui fără masă zbor, ca și-un șoi m-aș vrea să ajung în țara mea. Inima, inima zboară spre ceruri, dorul se-avântă, se-avântă departe,
Dorul se avântă departe, acolo e țara mea. Inima, inima zboară spre cerul, dorul se avântă, se avântă departe, dorul se avântă departe, acolo e țara mea. Oare cu Iisus pe nori când vei reveni, atunci fericit cu toți noi vom fi. Lanțui sfârma să zbor, ca și un șui m-aș vrea să ajung în țara mea. Inima, inima, zboară spre ceruri, dorul se-avântă, se-avântă departe, dorul se-avântă departe, acolo e țara mea. Inima, inima, zboară spre ceruri, dorul se-avântă, se-avântă departe, dorul se-avântă departe, acolo e țara mea. Amin. Lăudați să fie Domnul, Domnul să vă binecuvânteze. Sora Maria Veciunca, Domnul să... Nu, păi Maria Veciunca, păi fratele Vasile, Sanda. Fie Domnul. Pregătește-ți haina, tu mireasa mea, vine-n curând ziua, când tu vei pleca, vei pleca spre ceruri, înspre paradis, unde atâtea bucurii sunt de nedescris. Vei pleca spre ceruri, înspre paradis, unde atâtea bucurii sunt de nedescris. Stai nemângăiată, dorită mereu, fața ta-i palidă și suspini din greu. Curând, mai curând, trâmbița va suna, norii de slavă sus te vei înălța. Curând, mai curând, trâmbița va suna, spre norii de slavă sus te vei înălța. Mireasă iubită, nu mai suspina, căci cunosc eu greul și povara ta. Știu că ce-mi truna și suspinile, vergi lacrima mare, căci drumul ți-e greu. Știu că ce-mi întruna și suspini mereu, vergi lacrimi amare, că-și drumul ți-e greu. Arșița de soare, multe-a ofilit, vântul care bate, mereu te-a lovit. Mai rabdă o clipă, căci puțin va fi, cel ce-a zis că vine, curând va veni.
cine va fi cel ce-a zis că vine, curând va veni. Tu, mireasă scumpă, stai mereu veghit. Cel ce-a zis că vine, vine în curând. Ai multă răbdare, nu descuraja, căci iubitul mire bine să te ia. Ai multă răbdare, nu descuraja, căci iubitul mire bine să te ia. Amin. Doamne, ajută-ne să fim gata când Tu vei veni după noi. Doamne, să-ți binecuvânteze, sora Maria. Amin, Domnul, să ne binecuvânteze pe toți. Slăvit să fie Domnul. Căci Domnul nu dorește moartea păcătosului și-ar vrea să se întoarcă din calea lui cerea, să vină la lumină ca să fie mântuit, că ziua mântuirii e aproape pe sfârșit. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm numele Lui cel mare, care poate și azi mântui. Căci Dumnezeu nu ține seama al tău necunoscut, a ta necunoștință în care te-ai zbătut. El ți-a deschis o poartă sus pe care poți veni, e poarta mântuirii, deci nu mai zăbovi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm numele Lui cel mare, care poate și azi mântui. Căci Domnul pentru tine pe o cruce a murit, acolo la Golgota, ca să fii mântuit. Iar Tatăl din mărire, din mormânt l-a înviat, și în marea Lui iubire poți fi și tu iertat. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm numele Lui cel mare, care poate și azi mântui. Deci vino la izvorul care curge neîncetat, și bea din apa vie tu suflet însetat, căci mâine se poate ca să fie prea târziu, deci vino azi la Domnul din moarte și pustiu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm în numele Lui cel mare, care poate și azi mântui. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să chemăm numele Lui cel mare, care poate și azi mântui. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Fiți binecuvântat, frate Vasile. Slăvit să fie Domnul. Și viața ta e ca o barcă pe ocean, ce zi și noapte merge în valuri spre liman. Deci nu dormi, fii totdeauna vegheator, căci poți cădea în val
foarte ușor. Chiar dacă oceanele toate ar fierbe în val după val, nu-ți pierde nădejdea, o frate, tu mergi înainte spre mar. Chiar dacă oceanele toate ar fierbe în val după val, nu-ți pierde credința, o soră, tu mergi înainte spre mar. Și viața ta e plină astăzi de încercări, la fel cum un vapor se duce peste mări. Și tu în lumea asta ești un călător, în viața aceasta a încercărilor. Chiar dacă oceanele toate ar fierbe în val după val, nu-ți pierde nădejdea, o frate, tu mergi înainte spre mar. Chiar dacă oceanele toate ar fierbe în val după val, nu-ți pierde credința, o soră, tu mergi înainte spre mar. Fii curajos, în marea luptă fii viteaz, când valurile se ridică în talas. Nu te lăsa de valul lumii biruit, deci tu te luptă să fii mântuit. Chiar dacă oceanele toate ar fierbe în val după val, nu-ți pierde credința, o frate, tu mergi înainte spre mar. Chiar dacă oceanele toate ar fierbe în val după val, nu-ți pierde credința, o soră, tu mergi înainte spre mar. În lupta aceasta să nu fii descurajat, chiar dacă valuri vin neîncetat, tu să rămâi întotdeauna credincios, privirea ta să fie la Hristos. Chiar dacă oceanele toate ar fierbe în val după val, nu-ți pierde credința, o frate, tu mergi înainte spre mar. Chiar dacă oceanele toate fierbe în val după val, nu-ți pierde credința, o soră, tu mergi înainte spre mar. Amin. Domnul să ne ajute. Lăudați să fie Domnul, Domnul Iisus vă binecuvânteze, sora Sandra. Amin. Și pe voi toți și pe tine, frate Vasile. Slăviți să fie Dumnezeu, că merită toată lauda. Din El, prin El,
ci pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Amin, amin. A Domnului să fie gloria. Amin, slavă Domnului, frate Cristian. Cuvântul. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Mulțumim Lui pentru toate lucrurile, pentru că știm că de la El vine tot ce este bun și desăvârșit. Vrem în aceste minute, la sfârșitul acestei părți, și să și mulțumim Domnului pentru că se cuvine pentru multe lucruri, pentru multe lucruri, dar în special pentru bunătatea Lui care s-a arătat față de noi, de toți fiii oamenilor, prin faptul că L-a trimis pe însuși Fiul Său. Ca oricine ascultă de El, ca oricine crede în El, să fie iertat de toate păcatele și să capete viața veșnică. Aceasta este vestea bună care s-a propovăduit și astăzi, care se propovăduiește la multe dintre colțurile străzilor acestei lumi. A Lui Dumnezeu este slava și Lui, și noi Lui ne închinăm, căci este un Dumnezeu viu care veghează asupra cuvântului Lui ca să-L împlinească. Glory to God, we will conclude with thanksgiving to God because He is worth. Many are the reasons that we should come with thanksgiving in front of Him. And mainly, and first of all, is that He saved us. We heard the message today, and His name is preached everywhere in all the corners and streets of the world, that Jesus Christ came on earth here to save us. Glory to God. Amin. Și acum vom intra împreună și vă încurajăm să vă rugați împreună cu noi. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că avem de ce. Yes. Tată bun, ceresc, în numele Lui Iisus Hristos, Fiul Tău, în care îți găsești toată plăcerea, îndrăznesc să vin înaintea Ta, Dumnezeule, cu umila mea rugăciune, cu umila noastră rugăciune, Dumnezeule, de mulțumire. Pentru că, Doamne Dumnezeule, știm că fără Tine am fi fost nimic, iar dacă suntem ceva, suntem prin harul Tău, căci Tu ne-ai făcut ceea ce suntem. Dumnezeule, îți mulțumim din inimă pentru ziua aceasta pe care Tu ai făcut-o și ai lăsat-o ca să ne bucurăm în ea. Îți mulțumim, Doamne, pentru părtășia aceasta. Îți mulțumim, Dumnezeule, în deosebi și întâi, înainte de toate, pentru cuvântul Tău pe care L-ai trimis la noi toți, la fiii oamenilor,
prin este puterea ta de mântuire pentru toți aceia care cred, întâi a iudeului și apoi și a grecului, adică a tuturor oamenilor care cred în numele tău și în cuvântul tău și în acela pe care l-ai trimis tu, unsul tău, Domnul nostru, Iisus Hristos. Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim pentru părtășia aceasta, pentru frăția pe care ne-ai dat-o. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru frați, îți mulțumim pentru surori, îți mulțumim pentru holde, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru sănătate, pentru viață. Îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri, pentru dragostea pe care o arăți față de noi, pentru bunătatea ta pe care o înnoiești în fiecare dimineață față de fiii oamenilor și o arăți prin faptul că tu, Doamne Dumnezeule, trimiți ploaia și peste cei buni și peste cei răi, ca astfel fiecare să te vadă și să înțeleagă, Doamne Dumnezeule, că există, că Tu existi, Tu, un Dumnezeu milostiv, care aștept să te milostivești de toți, care ai trimis cuvântul la fiii tuturor oamenilor. Bunule Dumnezeu, îți mulțumim prin Duhul Tău, îți mulțumim pentru Duhul Tău, Doamne Dumnezeule, pe care l-ai dat tuturor acelora care ți-l cer cu credință și cu stăruință. Tată bun din ceruri, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru acela pe care Tu l-ai trimis, Doamne Dumnezeule, ca să răscumpere pe fiii oamenilor din calea lor greșită, din calea lor stricată și printre aceia eram și noi, Doamne, într-un timp odată. Dar îți mulțumim că Te-ai îndurat de noi și ne-ai schimbat direcția, ne-ai strămutat, Doamne, din împărăția celui rău în împărăția Ta, în împărăția luminii. Tată bun din ceruri, îți mulțumim, Dumnezeule, pentru credincioșia Ta pe care o arăți față de noi toți oamenii. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu însuți păzești veghezi asupra cuvântului Tău ca să-L împlinești și tot ce ne-ai spus și stă scris în Sfânta Evanghelie, în Sfânt Cuvântul Tău, se împlinește cu da și amin. Și nimeni, Doamne Dumnezeule, nu poate tăgădui ceea ce Tu ai rostit, ceea ce Tu ai profețit încă de la început, și anume ce are să se întâmple la sfârșit. De aceea îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ai lăsat pentru oameni atât și atât de multe dovezi, că măcar că Tu ceri ca omul să fie cu credință, să fie credincioșie, Doamne, Tu ai lăsat aceste firimituri, Doamne Dumnezeule, după care oamenii să se ia, să le urmeze, să le mănânce și să ajungă, Doamne Dumnezeule, la turnul de scăpare, la locul în care Tu locuiești, prin credință, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim că Tu ai dat și dai și în continuare și credința și umărești. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că atât de mult ne iubești pe fiecare. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru suflare, mulțumim pentru mâncare, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru apă, pentru viață, pentru aer, pentru mediul înconjurător, pentru natura aceasta frumoasă, pentru cerul pe care ni l-ai dat să-l vedem, pentru ochiul pe care ni-ai dat ca să vedem, pentru urechi, pentru degete, pentru mâini, pentru picioare, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim că Tu te slujești de noi, Doamne Dumnezeule, și de tot ceea ce Tu ne-ai dat, ca Tu să îți proslăvești numele Tău și să aduci la îndeplinire cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ne-ai chemat să fim împreună lucrători cu Tine. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu, la vremea potrivită, îngrijești de toate lucrurile și faci toate lucrurile desăvârșite. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru lucrarea aceasta pe care o faci în mediul acesta online, prin noi, robii Tăi, Doamne Dumnezeule, care, iată, Ți-am răspuns la chemare și ne-am pus în slujba Ta, îți mulțumim că ne-ai ales, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că lucrezi prin noi, îți mulțumim și pentru acele suflete pe care Tu le trimiți ca să audă cuvântul Tău, îți mulțumim pentru foamea și setea care o pui în sufletele oamenilor după cuvântul Tău, ca ei să înseteze și să înfometeze după cuvântul Tău, să vină să caute și să găsească, Dumnezeule, că și Tu și pregătești, Tu îți deschizi inima și satul după plăcere. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim
Îți mulțumim când Tu îți deschizi, pentru faptul că Tu îți deschizi mâna, Doamne Dumnezeule, și Tu saturi și fii oamenilor și vedem că saturi, Doamne Dumnezeule, tot ce are viață, tot ce are suflare, că și Tu, Doamne Dumnezeule, ai creat totul, tot ce se vede și tot ce nu se vede. Și noi, Doamne Dumnezeule, ție îți mulțumim pentru aceste lucruri. În Tine ne bucurăm, Tată Sfânt din ceruri. Te glorificăm și îți mulțumim pentru că știm că în continuare vei purta de grijă. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru harul nespus de mare care l-ai arătat de noi, l-ai arătat nouă tuturor fiilor oamenilor. Îți mulțumim, Doamne, că și pe noi ne păstrezi în bunătatea Ta. Îți mulțumim că îngrijești ca să rămânem în picioare, Doamne Dumnezeule, până în ziua în care vom vedea pe Fiul omului, pe Iisus Hristos, revenind iarăși. Fii slăvit, Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru toate lucrurile și câte motive n-am mai avea ca să îți mulțumim. Doamne Dumnezeule, plecăm capetele înaintea Ta, Te glorificăm și îți mulțumim încă o dată pentru tot și pentru toate. Fii slăvit îndată, Sfinte Tată. Amin. În numele lui Iisus Hristos am îndrăznit să-ți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim, frate Cristian. Mulțumim tuturor de slujire. Cei care se văd, care nu se văd, Domnul să vă binecuvânteze și mulțumim tuturor care ați fost împreună cu noi la această părtășie pe live. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim celor care ați distribuit. Prin acestea toate suntem toți lucrători împreună cu Dumnezeu, căci prin acestea grăbim, așteptăm și grăbim venirea Domnului. Așteptăm că ne dor, dar în același timp știm că Domnul nu întârzie, după cum cred unii, ci dorește ca în dragostea Lui, dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Și prin lucrarea aceasta, o distribuire, o cântare, o mărturie, fiecare facem ceva pentru ca să ajungă să se extindă împărăția lui Dumnezeu și cuvântul Lui să ajungă la alte suflete. So we want to thank everyone that was here with us, that served the Lord one way or the other. Because through all these things, we give God the glory, and we also are waiting for His coming and make it come even sooner. Because Jesus Christ, it's not late coming, but He desires that, or the Father desired that everyone would come into repentance. And through your sharing your testimony, through your songs, through preaching, through whatever God put in your heart, or even through a sharing of this live video, you make possible that the Word of God and the Gospel reach other souls. And may the Lord bless each and every one of you. If you pray for us, may the Lord bless you. Whatever in which way, shape, or form God is using you, we are all workers together with God. Amen. God bless you, and we'll see you next week. Domnul să vă binecuvânteze și cu ajutorul Domnului ne vom vedea săptămâna viitoare. Mult har și pace, salutări, puteți să deschideți microfoanele, să salutăm pe frați. Harul Tatălui Ceresc să fie cu noi, cu toți. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să vă binecuvânteze. Mulțumim. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Pe toți, frați și surori. Amin, amin. Pacea și harul să vă fie mulțite la toți. Amin. Amin. Pacea Domnului Iisus. Pacea Domnului Iisus. Pacea Domnului. Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos.